Bună ziua, dragi prieteni din Berbec. Haideți să vedem în zaruri puțin. În dragoste, da? Și am să mă ajut și de cărți pentru că e mai bine să-mi confirme ce văd în zaruri. Bineînțeles că eu, știți că eu nu am voie să vorbesc mult cu dumneavoastră, nici nu pot, nici nu am voie. Din cauza că lucrez cu foarte multe lucruri și ce vă spun câteodată este și din ce primesc mesaje. Nu tot timpul fac videouri din cauza că primesc mesaje altfel acum, dar acum trebuie să fac. Probabil cineva trebuie să audă ce spun acum. Aici văd o situație în care în situații în care nu prea v-a mers bine în dragoste, care vă gândiți foarte mult la trecut, ca și când trecutul revine, trecutul vă caută. Probabil o persoană din trecut vă caută. Cei care aveți relație văd dragoste, dar și pentru cei din trecut văd o relație care o reluați, cineva care se întoarce, care se gândește oare ce a făcut, ce a greșit, cum să ia legătura, cum să se întoarcă, dar spre sfârșitul lunii, nu acum. Nu acum, în primele zile din octombrie, nu prea văd foarte bine în dragoste, dar la spre sfârșitul lunii, da. Spre sfârșitul lunii, văd că v-ați debarasat de un obstacol, de o vrajă, de o problemă, de un obstacol, de un secret, de ceva ce ați descoperit sau v-a spus cineva sau ați descoperit un secret. Poate să fie o relație cu o persoană de la serviciu sau cu o persoană cu care aveți o afacere. Cu această persoană rămâneți. Unii sunteți foarte ocupați cu servicii, cu muncă și cu o călătorie, trebuie să mergeți undeva, dar aveți mare succes în dragoste, unii să aveți grijă să nu aveți un copil bolnav sau să nu știți că este bolnav. Cei care începeți acum o relație arată că va merge totul foarte repede, foarte repede veți fi cu această persoană împreună. Nu ascultați la bârfe pentru că sunt minciuni, sunt trădări, aveți oameni invidioși și invidie în jur care parcă vă ia acea energia bună și deci când cineva vă bârfește, vă ia din energie. Apoi văd o trădare din partea unui bărbat și poate să fie de la serviciu, dacă aveți relație cu cineva sau dintr-o afacere, dar probabil aveți relație de dragoste și văd o trădare din partea acestei persoane. Văd că bârfe și trădare, infidelitate, poate fi o relație de amanți care va reveni în viața dumneavoastră. Așteptați această persoană să revină. Nu a fost pregătită sau pregătit să se despartă sau să înceapă o relație serioasă, dar va fi pentru că nu vrea să iese din confortul lui. Veți mai primi o veste. Văd tristețe iarăși, dar veți ieși din această stare de tristețe. Iarăși văd atracție, văd că această persoană vă urmărește,
că și dumneavoastră urmăriți, că ați vrea să vedeți ce face și chiar dacă s-a depărtat această persoană sau este rece, vă urmărește și veți primi semn de la această persoană dacă așteptați un mesaj. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.